Primarul din Târgu Cărbunești, Dănuț Birău, a explicat că a depus mai multe proiecte prin PNDL. Cel mai important este cel pentru investiții în școli. Dănuț Birău vrea să extindă școala din oraș pentru a prelua mai mulți elevi. Am depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pe programul PNDL 2 pentru construcția unui corp de clădire ce conține 6 săli de clasă și laboratoare pentru școala gimnazială George Uscătescu, deoarece, așa cum probabil se va discuta și la această dezbatere, școlile din satele aparținătoare orașului Târgu Cărbunești ușor încep să se depopuleze din cauza scăderii demografice. Și atunci este imperios necesar ca toți elevii să fie aduși la școala de centru cu acele microbuze școlare pentru a asigura un învățământ mai de calitate. Sigur că da, dacă i-am aduce pe toți astăzi, nu am avea unde să îi băgăm și atunci ar trebui să lucrăm în două schimburi. Investiția este foarte importantă. Ar avea nevoie pentru această școală de 1 milion de euro. La nivel local nu există fonduri pentru extinderea școlii generale George Uscătescu. Sper că acel proiect va fi aprobat, pentru că este o investiție mare, în jur de 1 milion de euro, bani pe care un buget local de primărie de oraș nu poate să și-i permită. Noul corp care ar putea fi construit lângă școala din Târgu Cărbunești ar urma să aibă 6 săli noi și mai multe laboratoare.